Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua și bine ați venit la acest briefing. Astăzi, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o problemă sensibilă care, în general, reflectă, pe de o parte, exigențele calității legii, claritatea și previzibilitatea ei, iar pe de altă parte, echilibrul dintre interesul protejării securității statului și dreptului la respectarea vieții private a persoanelor. Așadar, Curtea a fost sesizată de un deputat pentru a verifica dacă prevederile articolului 12, aliniatul 7 și 8 din Legea Securității Statului sunt constituționale. Prevederile în discuție stabilesc o obligație pentru autoritățile publice centrale, cele subordonate guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, precum și pentru persoanele juridice, publice, autonome. Obligația constă în furnizarea la solicitare sau din oficiu de orice date și informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică, precum și alte informații în vederea utilizărilor pentru elaborarea deciziilor Consiliului Suprem de Securitate. Trebuie amintit că acest Consiliu este un organ consultativ care analizează activitatea ministerelor și a altor autorități administrative centrale în domeniul asigurării securității naționale și prezintă recomandări președintelui Republicii Moldova în probleme de politică internă și externă a statului. Aliniatul 8 al articolului 12 din lege instituie răspunderea autorităților amintite pentru refuzul de a furniza informațiile solicitate de Consiliu. Curtea a dedus existența a două categorii de informații care pot fi furnizate. 1. Orice date și informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică. Și 2. Alte informații. 1. Cu privire la categoria informațiilor care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică și la obligația autorităților relevante de a furniza Consiliului. Curtea a ținut cont inclusiv de competențele președintelui Republicii Moldova expuse în Constituție. Astfel, potrivit articolului 77, aliniatul 2 din Constituție, președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. De asemenea, conform articolului 87, aliniatul 4 din Constituție, președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice în limitele și în condițiile legii. Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ care, inter alia, prezintă recomandări președintelui Republicii Moldova în probleme de politică externă și internă a statului.
Prezentarea informațiilor de către autorități și persoanele juridice publice autonome contribuie la formularea unor recomandări de către Consiliu în domeniul politicii interne și externe a statului și, prin urmare, la asigurarea securității statului. Asigurarea securității statului reprezintă un scop legitim, permis de articolul 54, aliniatul 2 din Constituție. Curtea a subliniat că nu poate verifica, potrivit competențelor sale acordate de Constituție, caracterul proporțional al modului de aplicare a prevederilor contestate, adică proporționalitatea ingerinței în la modul concret. Concordanța solicitării de informații într-un anumit caz de către Consiliul Suprem de Securitate cu scopul legitim permis, precum și caracterul proporțional al oferirii de informații cu un drept cu respectarea vieții private al persoanei, pot fi verificate în cadrul unui control judecătoresc concret de către o instanță de drept comun. Pentru a respecta principiile constituționale, autoritățile publice și persoanele juridice publice autonome trebuie să evalueze, în funcție de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz, atunci când primesc solicitări de informații de la Consiliul Suprem de Securitate privind furnizarea unor informații, dacă informațiile solicitate sunt destinate pentru realizarea scopurilor legitime ale legii și dacă nu există o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea vieții private a persoanei. Solicitarea acestor informații, inclusiv a celor care constituie secret de stat, bancar sau comercial, nu îi dispensează pe membrii Consiliului Suprem de Securitate de obligație legală de a păstra confidențialitatea lor și de a le utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate. Cu privire la cea de-a doua categorie de informații, exprimată prin formularea, precum și alte informații, Curtea a observat că legea nu stabilește în mod clar despre ce informații ar fi vorba. Din acest motiv, formularea în discuție constituie o sursă de incertitudine juridică din cauza caracterului său foarte general, fără limite clare. Această formulare nu îndeplinește exigențele clarității calității legii. Curtea a mai reținut că Consiliul Suprem de Securitate poate solicita furnizarea informațiilor care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică, atât de la autoritățile de rang constituțional, cât și de la alte autorități administrative și persoane juridice publice autonome. În raport cu autoritățile publice de rang constituțional, Curtea a statuat că Consiliul Suprem de Securitate poate solicita furnizarea informațiilor, însă fără a aduce atingere statutului și autonomiei lor prevăzute de Constituție. În consecință, Curtea a constatat constituționalitatea competenței Consiliului Suprem de Securitate de a solicita de la alte autorități administrative și persoane juridice publice autonome furnizarea informațiilor care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică. Neconstituționalitatea textului
precum și alte informații din articolul 12, aliniatul 7 din Legea Securității Statului. Vă mulțumesc pentru atenție!